Scandalul dintre Ucraina și Amnesty International continuă să stârnească reacții. Politologul Alina Mungiu Pipidi susține că raportul organizației independente reprezintă o lovitură dură pentru Kiev. Analistul amintește că Rusia a gonit Amnesty International, așadar organizația nu ar avea niciun interes să îi țină partea lui Putin. Ucraina a reacționat furios după ce Amnesty International a arătat că civilii au fost puși în pericol de tactica militară a Kievului. Ucrainienii au folosit școli sau spitale drept baze de război, asta cu prețul siguranței oamenilor simpli care s-au trezit atacați de ruși. Analistul Alina Mungiu Pipidi amintește că organizația a criticat Moscova de multe ori și a fost alungată din țară de Putin, deci nu ar avea niciun motiv să îi țină partea dictatorului de la Kremlin. Raportul Amnesty e o lovitură gravă în propaganda ucraineană și deci președintele Zelenski i-a acuzat că fac propagandă Rusiei, iar șefa locală a Amnesty la Kiev și-a dat demisia fiind prins între două fronturi. Toți vrem să-i batem pe ruși și recunoaștem importanța acestui fapt și prețul plătit de Ucraina. Și din ce în ce mai mult de noi toți, dovada că suntem aliați, dar a crede că propaganda e de o singură parte și a profila o soluție în care Rusia nu e un fost imperiu agresiv, ci un stat terorist care vrea să cucerească Europa întreagă și să facă genocid în Ucraina e tot propagandă și nu e una care să ne ajute să găsim vreo soluție, că Rusia nu o putem eradica. Mungiu Pipidi spune că Amnesty International nu a mințit în raportul contestat de Kiev. Amnesty International nu minte, ca și Freedom House sau Human Rights Watch sunt organizații pe care niciun stat nu le controlează, care au o finanțare privată diversă și lucrează cu cei mai buni jurnaliști de investigație și avocați din lume, dar nu cu propagandiști, mai spune analistul. Pipidi spune că această tactică i-a ajutat pe ucrainieni să încetinească invazia rusească. Torentul de furie revărsat de oficialitățile din Ucraina conține argumente de genul că raportul relativizează vinovăția, că ajută propaganda Rusiei, că dacă armata ucraineană nu se ascundea printre civilii ruși, ocupau Kievul. Toate astea sunt adevărate, dar nu schimbă ce a raportat Amnesty. Rusia rămâne principalul agresor, dar ucrainienii au preferat să reziste decât să-și cruțe întotdeauna civilii. Tehnica ucraineană se bazează pe ridicarea costurilor de imagine ale Rusiei dacă ating civilii, costuri mari plătite și de americani în Afganistan. Deci, din start, mizăm pe faptul că Rusia nu urmărește să lichideze civilii, în timp ce îi acuzăm de genocid deliberat. 2. Sigur că această relativizare ajută propaganda Rusiei, pentru că Rusia stă așa de prost în bătălia pentru imagine că o ajută orice. 3. Evident că tactica de a lupta în orașe a încetinit sau chiar oprit rușii, dar prețul a fost distrugerea orașelor. Rușii voiau Mariupolul întreg, nu o ruină. Ei vor o Ucraina subordonată, nu o Ucraina eliminată fizic, a mai scris Alina Mungiu Pipidi.